Scriu la persoana întâia, a doua, a treia. Papa Ruda scrie pentru toată România. E atât de personal despre persoane, despre brand și fustane, despre foame, dar transformate în chestii minunate, ceva ce te transformă în altcineva. Îmi pare rău să zic, brother, mi-o lua personal. Mi-ar plăcea să ne conectăm cu toții în astral. Fiecare pasăre pe limba ei piere, pe limba ei trăiește, pe limba ei face avere. Scriu despre mine mult probabil egotism, dar zapul munce gai că să găsești optimism. Îl ascultai pe șes când era mic, e carismatic. Și-a înțeles românul din curentul transatlantic. Așa înțeleg, MC ăștia treaba. Îi scriu viața în versuri, unii au remediu, alții au o travă. Am avut boala băieților, ca să moară rapperii și băieților. Sunt bine când și versuri de-a lui Gian, chiar nu fac pentru că place și pentru fondul safar. Sunt bine când încă pot să o fac, când e pe post de observator de stele. În oricare sau în cădere emit, se știe, au fost MC ce arătau cum se scuipă fără furie pe beat. Muzică și poezie nu uita asta. Nu ignora niciuna, nici alta, că sunt interdependente, decizelează ca data. Și un rol am dacă tot vorbim de artă. M-am întors să fac ce îmi plăcea odată. Acum că am niște ani, acum că sunt tată, văd hip-hop-ul românesc chiar aici în ogradă. Sunt mai relaxat, mă fac un pop nou. Am un mic, chem vă 3, 4, 5 MC s-o punem ad hoc. Să vorbim despre robot și despre tot. Nu suntem ignorați, vorbim și despre vot. Nu te minte nimeni, mă jur pe sfânta bine. O mare parte din voi se folosesc de rap tineri. Gărători, cepători, gata să cadă sau afiliat în joc pentru bravadă. De ce mă îmbrac ca negri? Auzeam seara, fiindcă nu-s rasist, gata să-i țângea cafeala. E din America, noi suntem în Rusia. Doră că-i sânge versul și fute-n confuzia. E hip-hop românesc, dacă ai rezistat pe parcurs, înseamnă că ai renunțat la căcat. E hip-hop românesc, puțin tras de păr, dar ia te respect mai mult dacă rămâi rapper.